Așa cum vă spuneam, dragii mei, în toate aceste prelegeri pe care le-am avut în timpul săptămânii de rugăciune, pare că străbate ca un fir roșu ideea și conceptul acesta de umblare cu Dumnezeu, a fi ucenic al lui Isus. Înseamnă umblarea cu Isus și înseamnă prezența lui Isus în viața și ființa noastră și lucrarea noastră. Aceasta înseamnă ucenic. Cu impactul pe care îl are asupra vieții noastre. Astăzi vom avea o temă numită bucuria de a fi ucenic. Este o bucurie mare lucrul acesta, deși el presupune uneori, ia această bucurie mare și privilegiul de a fi ucenic presupune uneori traversarea de, prin valea plângerii sau prin valea umbrei morții. Dwayne Esmond este autorul prelegerii noastre. El lucrează la White Estate. În, el preia, parcă, ideea din, din predarea precedentă și se referă tocmai la reacția lui Petru după ce a auzit că tânărul bogat a, a văzut că tânărul bogat a plecat întristat și a auzit de la Isus că. Un bogat va intra greu în împărăția aceea pentru că el are alte valori. Și lucrul acesta nu e aplicabil doar la cel bogat într-o privință sau alta, ci este aplicabil la orice persoană care are o valoare pe care o pune mai presus de Dumnezeu. Ei se numește idolatrie în lucrul acesta. Are un anume idol în viață. Dar Petru întreabă: Doamne, noi am lăsat toate lucrurile și te-am urmat ce răsplată vom avea? Ce ziceți de întrebarea asta? Spune în Biblie de întrebările nebune și nefolositoare să te ferești. Acesta era un astfel de moment. De ce? Petru întreabă ce răsplată vom avea. Răsplata noastră în umblarea cu Dumnezeu nu este un ce, ci este un cine. Lucrul acesta îl avem clar exprimat în Genesa, capitolul 15, versetul 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Abrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Lot luase valea Sodomei verde cu de toate și Abram era în deșertul cu pietriș, cu nisip, dar Domnul îi spune, atenție, răsplata nu este un ce, un ceva. Răsplata este un cineva. Vezi tu ce acesta de la fratele tău? Nu l a ajuta cu nimic. Nici nu poate să se bucure de el, nici nu-l va lua cu el când va pleca. Îl va lăsa exact unde l-a găsit și într-o zi va fi dorit să nu-l fie avut niciodată. Când e vorba de ceva, când e vorba de cineva, atunci Scriptura spune Cine le poate smulge din mâna mea? Cine? Adică e ceva pentru totdeauna. Eu sunt scutul tău și răsplata ta. Întrebarea lui Petru, deci, ce răsplată vom avea? Avea răspunsul chiar acolo, lângă el, dar de multe ori, așa cum a afirmat precedent, Domnul este cu noi, dar noi nu suntem cu el. De asemenea, ucenicul Filip, în același duh, Doamne, arată-ne pe tatăl. Eu cine sunt cu voi aici? De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunosc. Nu ți de seama că Tatăl este mine. El este chipul lui Dumnezeu. Este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Cum, zici, cum dar zici tu? Arată-ne pe Tatăl. Cum desparți tu pe Tatăl de Fiul? Cum? La ce, la ce? De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunosc. Astfel că... Bucuria de a fi ucenic este ratată de cele mai multe ori datorită faptului că un om nu știe ce are. Ați auzit de fata aceea care căreia tatăl i-a dat o carte prin testament, o Biblie, eventual și a umblat toată viața amânată, supărată și ce testament e acesta, Biblia și tot ce conține ea. E atât i-a lăsat tatăl ei scris. Păi din câte a avut tata și um, a suferit, a trăit o viață mizeră, s-a îmbolnăvit în final și pe când era eliberată de ura ei și de răzbunarea ei și de toate, a încercat să răsfoiască puțin în Biblia aceea dată de tatăl ei, împreună cu testamentul Biblia și tot ce cuprindea ea și pe când răsfoia acolo a dat de un cec care cuprindea toată averea tatălui ei, a fost pusă acolo în carte și dată ei, iar ea a trăit în sărăcie, în boală, în chinuri, în lipsuri, ce nu s-a imaginat vreodată. Pentru că nu a știut ce are. Apostolii mergeau cu Isus, dar ei nu știau pe cine au. Noi ne numim Copiii lui Dumnezeu, dar rare ori stăm să ne gândim ce înseamnă cuvântul acesta. Ați observat că acel, acea, acel cuvânt al Domnului Isus Hristos vinde tot ce ai și vei avea o comoară în ceruri, nu era prețul. De plătit ca să devii ucenic al lui Isus sau ca să ai o comoară în cerul. Da. Ci era condiția, era calea pe care tu puteai să ai acces la ce ți-a rezervat Dumnezeu ție. Era un privilegiu pentru tine să ți să spună lucrul acesta. Am avut, a fost o situație și o doamnă care a cărei soră era medic și cumnatul medic și dânsa suferea teribil. Și medicii nu reușeau să-i găsească diagnosticul până într-o zi când unul dintre medici a observat ceva, unul dintre mulții care au consultat-o și ce suferinți mari. Noi am fost acolo în perioada când suferea și ne-am rugat împreună și deodată unul dintre doctorii aceștia observă și trage o concluzie, îi spune, uite, scoate afară din viața ta, din alimentația ta, scoate afară lucrul acesta, a scos afară ceva amidon sau nu știu ce era și din clipa aceea a fost bine. Când Domnul i-a spus tânărului bogat, vinde tot ce ai, asta i-a spus, scoate afară amidonul ăsta sau ce acolo, ca să poți te bucuri de sănătate. Adică nu e vreo pierdere, este, dacă vrei să câștigi cu adevărat viața, dacă iubești viața și sănătatea am găsit o expresie în această lectură care este chiar mișcătoare. Versetul 22 uh, ne spune așa, uh, uh, cel uh, surprinde ceea ce trebuie să fie unul din cele mai triste epitafuri scrise vreodată pentru un ucenic născut mort. Epitaful lui sună așa, când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Acesta era valoarea lui. S-a întors la ceea ce nu putea ține și la ceea ce nu putea lua cu el și-a întors spatele la ceea ce nu avea și ceea ce n-ar fi putut niciodată cineva să ia. Acesta este numit epitaful lui și acesta este ucenicul acesta, tânărul acesta, bogat, este numit un ucenic născut mort. Ați observat, așa cum menționam, ce dramă este în familiile al căror copil s-a născut mort. Chiar am participat la o astfel de mormântare, am spus rugăciune pentru mângâierea familiei și e de neimaginat. Dar, iubiții mei, vă rog, cred că noi toți am cam trecut pe aici. Rar și puțin dintre noi care ne-am născut din nou la cea din tâi chemare a lui Dumnezeu. Unii am amânat mulți ani, unii amânăm chiar acum, pe când vorbim, știm ce avem de făcut și amânăm mult. Și am văzut chiar în viața socrului meu, a primit chemarea din tinerețe, dar de-abia peste foarte mulți ani a răspuns chemarea aceasta. S-a născut mort, cu alte cuvinte. Dar vreau să spun că la Dumnezeu, este speranță chiar și pentru o situație ca aceasta. Pentru că Biblia spune, voi erați morți, în păcatele și greșelile voastre, voi erați morți în refuzul vostru de a răspunde chemării lui Dumnezeu, în refuzul vostru de a răspunde trimiterii lui Dumnezeu. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. S-a născut mort. Totuși este speranță. Evanghelia are o pagină pentru lucrul acesta. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 8, Sfânta Scriptură spune După ei toți, acesta este Pavel, ca unei stârpituri, ca unui copil născut mort, mi s-a arătat și mie, spune el. Chiar unui Chiar așa, până acolo merge bunătatea lui Dumnezeu, până acolo merge dragostea lui Dumnezeu, fără niciun fel de îndoială. Cu ce se lupta tânărul acesta? cu nimic altceva decât cu schimbarea statutului lui. El era statutul lui, în rezumat în câteva cuvinte, suna așa, nu duc lipsă de nimic. El era bogat, era influent, era faimos, erau toate la el acolo. Se poate spune, deci, în cuvintele acestea, nu duc lipsă de nimic. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Acesta era statutul lui. Acum, Domnul Iisus Hristos îl cheamă să dea toate acestea și să ocupe un alt statut. Statutul se numește neavând nimic, adică vinde tot, neavând nimic. Cum rămânem cu treaba aceasta? Păi, nu avem nimic într-adevăr, neavând nimic, dar nu înseamnă că nu avem pe nimeni. Aici era marea problemă, fiindcă Răsplata nu era ceva, ci cineva. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 8, descrie Pavel Apostolul ce înseamnă, ce impact are asupra vieții chemarea la ucenicie și trimiterea noastră ca unic, v-am trimis să faceți ucenici ai Domnului din toate neamurile. E, ca urmare, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Mintea asta, nu vă luați după el, aole, da. Nici da. o problemă. Eu și Dumnezeu știm că acesta este adevărul și aceasta este bucuria supremă. Suntem priviți ca niște necunoscuți, te faci că nu mă cunoști, măcar că suntem binecunoscuți. Ca unii care murim, bă, să sperăm că da, e, și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, și acum vă rog să subliniați, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. La aceasta îl chema să Iisus pe acest tânăr bogat, neavând nimic și stăpânind toate lucrurile. Opriți-vă puțin și rugați-vă și, și eu mă rog în sufletul meu, ajută-mă, Doamne, să înțeleg bine ce spui cuvântul tău aici, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos e greu, e foarte greu să intre un astfel de om în împărăția cerurilor. Reflectă faptul că averea și puterea și faima și bogățiile acestea, pe nedrept numite așa, dau adicție și dau o adicție în sufletul nostru care ne face la un moment dat să riscăm, să întoarcem spatele adevăratelor valori pe care ne le dă Dumnezeu pentru niște lucruri de nimic. Pentru păcat mizerabil, pentru o stare de nimic, pentru o mână goală cu care plec de aici și cu tot felul de alte lucruri. Ne dă adicție sufletului și capătă o așa putere asupra vieții, încât un om se rupe mai degrabă de Dumnezeu decât să se rupă de idolul vieții lui. Greu pentru într-o astfel de situație, spune Domnul Hristos lucrul ăsta la la mâniat au suspinat, pur și simplu, ucenicii când au spus, atunci cine poate fi mântuit? Dacă asta nu se poate, un tânăr care a spus, am păzit din tinerețea mea și uite, acum ce se întâmplă, atunci cine poate fi mântuit? Și mântuitorul nostru a răspuns, tot ce este cu neputință la oameni, lucrul acesta, mântuirea, e cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Aceasta a fost minunata și frumoasa Caracterizare a răspunsului nostru la chemare, la chemarea de a deveni ucenici și la trimiterea pe care Domnul Isus Hristos ne-a adresat-o și ne-o adresează nouă tuturor: mergeți în toată lumea, la magazin, la piață, la lucru, la tine în familie, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia dacă e nevoie și cu vorbe a spus Francesc de Assisi. Dacă e nevoie și cu vorbe, dar lăsați viața să vorbească. Voi sunteți o epistolă vie. Putem să citim din epistola către roman, din cealaltă, dar voi sunteți, asigură-te că viața este o epistolă vie prin care cineva va citi și va cunoaște pe Dumnezeu și va slăvi numele Lui. Petru, apostolul, spune că acest răspunsul la această chemare se va transforma într-o bucurie strălucită, negrăită și strălucită. 1 Petru 1 cu 7. Încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Aceasta este bucuria supremă a sufletului nostru, Doamne, Tu ești bucuria noastră, Tu ești răsplata noastră, Tu ești speranța noastră și Tu ești acela despre care vrem să prezentăm în lumea aceasta un cuvânt simplu și limpede Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, ne-ai iubit atât de mult încât ai dat pe singurul tău fiu. Ajută-ne ca prin noi oamenii să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus pe care l-ai trimis tu.